Da, discutăm astăzi despre beneficiile mentei. În anotimpul verde, o cură cu urzici. De fapt, nu de mentă, de urzică vom discuta, îmi cer scuze. Beneficiile urzicii înseamnă sănătate curată. Această plantă plină de vitamine și minerale te scapă de anemie, de afecțiuni hepatice, de boli de piele și multe alte suferințe. Reține, când este fragedă, are cele mai mari puteri. Se mixează 2 mâini de frunze de urzică cu 200 ml de apă până se formează o pastă. Se pune într-un vas de ceramică și se lasă la macerat 2 ore. După care se strecoară. Sucul se bea pe stomacul gol, iar timp de 15 minute după consumare nu ai voie să mănânci. Decoctul de urzici are un efect depurativ extrem de puternic, fiind indicat în boli de piele, anemie, hemoragie, obezitate, dar și gastrite, cauzate de abuzul de tutun și cafea. Se culege jumătate de kilogram de urzici tinere și se opăresc. Se lasă la răcit, apoi se strecoară prin stoarcere. Decoctul de urzică astfel obținut se pune la frigider, iar urzicile fierte rămase se pregătesc culinar, ca și spanacul. Se beau de 3 ori pe zi câte un păhărel de decoct, după care se mănâncă la o jumătate de oră o cantitate echivalentă din urzicile fierte. Apoi se poate începe și masa propriu-zisă. Semințele de urzică sunt un veritabil energizant al funcțiilor organismului, în caz de oboseală și de epuizare. Sunt un excelent ajutor și în mineralizarea organismului și reglarea nivelului de zahăr din sânge. Calmează alergiile, întăresc sistemul imunitar și ajută chiar și la vindecarea problemelor de rinichi. Semințele de urzică sunt indicate în caz de anemie, dereglări ale ciclului menstrual și nu numai. Acestea se zdrobesc în mojar și se administrează amestecate cu miere sau apă, de 3 ori pe zi înainte de masă. Cura durează 2-3 săptămâni. Acestea au fost toate utilitățile acestei zile. Voi, dragii mei, consumați urzici? Noi ne facem presopunctură în acest moment. Și noi aici ne dădeam cu sfaturi, unul de Stella are puțin mici dureri de cap, de tâmple, mai bine zis. Și asta, presupunctorul, da. Medicul care ne-a sfătuit, apeși ușor aici, nu foarte tare, atât cât să reziști durerii. Așa, da? Vă tratați și voi cum puteți. Mai scoate puțin din... No, probabil că e o tensiune, că și vremea de afară vine să ne dea bătăi de cap, la propriu și la figurat. Oscilațiile astea, și adevărat. Și atunci putem să facem prin mici, nu știu, apăsări, așa de... anumite. Trebuie să știi unde să apeși. Tu, femeie, fiind sigur că da, sigur că noi, bărbații, trebuie să știm unde să apăsăm. Așa, este, e ok. Da, trebuie să învățăm unde să apăsăm și să știm cele mai sensibile locuri.